Se întâmplă destul de rar, dar în momentul în care se întâmplă, vă place atât de mult un joc încât se strâng peste 35.000 de like-uri la un episod. Deci nu vine să cred chestia asta. Data trecută a fost o nebunie totală și în episodul de astăzi vreau să vă arăt cum o să facem o grămadă de bani. Am eu o șmecherie pe care vreau să vă arăt și de asemenea vreau să facem cel mai ciudat calculator care a existat vreodată la sala noastră de jocuri. Pe lângă chestia asta, bineînțeles, vom introduce cele mai noi jocuri care nici măcar n-au apărut încă, cum ar fi GTA 30 și nu știu, vedem noi ce mai găsim, dar oricum nu uitați să apăsați butonul și de like dacă vă place în continuare și dacă mai vreți și alte episoade cu acest joculeț minunat. Deci care-i treaba? În primul rând o să vă arăt și chestia cu banii, văd că ăsta s-a blocat aici săracul, o să mergem aici și o să deschidem și noi internet cafeul nostru și o să vreau să redecorez puțin, am niște zone pe care vreau să le modific și vreau să fac calculatorul cu 10 tastaturi sau nu știu, calculatorul cu 10 căști, habar n-am. O să fie cel mai ciudat calculator pe care l-ați văzut vreodată și vreau să văd ce o să se întâmple în momentul în care o să facem chestia asta, dacă o să vină mai mulți oameni, o să vrea să participe la sala noastră de jocuri mai mult, habar n-am. Hai să și deschid ușa, pentru că poate în momentul în care deschid ușa o să vină lumea, o să zică bă, e deschisă ușa, va avea mai mult succes. Până una alta, hai să aranjăm pe aici, pentru că, nu știu frate, deci tu când te duci la o sală de asta de jocuri, că am înțeles că mai sunt săli de astea de jocuri, există și în viața reală în momentul de față, da? Când te duci la o sală de jocuri, te duci și arunci pizza pe jos și iei sacul de gunoi și îl aduci aici la sala de jocuri, nu știu, habar n-am. Aparent în universul acesta, acest lucru se întâmplă. Dar da, hai să vreau să văd cine a dat deja like la acest episod. Vreau să-mi și scrieți în comentarii dacă ați apăsat deja butonașul de like, pentru că știu că sunteți câțiva dintre voi care nici bine n-am început episodul și deja ați apăsat butonul de like. Deci frate, deja ați apăsat butonașul de like și vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut chestia asta. Deci vedeți, ăștia se joacă, nu știu ce, totul este fain frumos aici, totul este perfect, aș putea spune. Și aici este zona de console, știți bine, am făcut aici o grămadă de console. Mă gândesc că aici sus, în loc de toate consolele astea, pentru că avem destul de multe console, la asta nu prea vine lumea de obicei, să scot zona asta de aici și să pun un calculator ciudat aici. Dar de asemenea noi avem loc și aici, deci s-ar putea ca aici să vină următorul calculator ciudat pe care v-am zis eu că vreau să-l comandăm. Nu știu sigur, însă hai să vă arăt o șmecherie pe care am găsit-o. Bă, sper că tu nu ai de gând să vii. Să vă arăt cu banii. Deci uitați-vă, în momentul de față noi avem $338.812. Deci asta înseamnă că am extrem de mulți bani în acest joc și pot să-mi permit orice vreau, dar am liberă cumpărare. Hai să-mi start așa. Și o să vedeți că e o nebunie curată ce urmează să se întâmple în momentul de față. Deci mergem acum pe chestia asta de aici. Și aici v-am mai arătat eu data trecută, poți cumpăra și poți vinde, da? Dacă mă duc aici și dau să vând, să zic 5, și dau sell, uitați-vă câți bani am făcut. Am deja 1.183.292 și încă mai pot vinde de acolo. Deci, what? Este absolut incredibil câți bani am reușit să fac cu metoda aceasta și... Da, bă, ăsta se uită la filme de alea, wow, stai acolo, prietene, că nu e chiar așa. Ăștia cam alungă clienții ăștia care intră pe site-uri de alea de ochiate. Bă, măcar a intrat în zona asta unde nu prea intră lumea așa frecvent, că sunt calculatoarele de alea mai slabe. Înțeles, dacă ați ajuns până în acel episod, hai să facem felul următor, hai să apăsăm cu toții butonașul de like când ajungem la numărul 3, să vedem dacă reușim să strângem toate like-urile. Hai să vedem, 1, 2, 3, like. Sper că ați apăsat și voi butonașul. Bun, vom merge la computer case. În primul rând trebuie să avem un calculator, va fi un singur calculator. Și vreau să fie cel mai scump. Hai să mergem noi să cumpărăm cel mai scump calculator, frate, 4.999. Ăsta va fi. Vreau să mai iau cel mai șmecher scaun. Va fi un scaun... Ce scaun n-am pus eu, mă, până acum? Uite, ăsta, wood chair. Va fi un scaun de ăsta, frate. V-am zis, vreau să fie cel mai ciudat calculator. Luăm și un ventilator. Și aici vine șmecheria, deci fiți atenți. O să fie așa. Mă gândesc să iau doar tastatura asta de aici, pentru că nu vreau să fie diferențe între felul în care arată tastaturile. Și atunci va fi o masă plină de tastaturi, dar doar de astea. Mouse, bă, ai nevoie și de mouse ca să funcționeze, deci o să luăm și unul de ăsta. O să vedem dacă mai avem nevoie de mai multe. Avem nevoie în primul rând de un monitor. Am să cumpăr... Ce monitor să cumpăr eu, mă, frate? Unul pe care nu l-am mai cumpărat până acum. Ăsta, să zicem, sper să fie ok. Și aici e important, masa. Asta ne interesează destul de mult. Trebuie să fie o masă performantă, pentru că altfel după aia nu o să ai posibilitatea să le pui ca lumea. Și cam asta este trebușoara. Deci am făcut chestia asta acum. Ia să vedem. Bă, dar Chiar cumpără lumea, nu se joacă. Intră bun-ții la greu. Așa, perfect. O să trebuiască... Ce face ăsta aici? Alo? Bă, ăsta ce face aici? Și de ce se uită așa? Și de ce stă așa înclinat? Alo, domnul? Ia stai că mă duc să-i dau o bâtă de-asta. Alo, domnul? Ia pleacă tu de aici. Pliosc! Așa. Stați jos, domnișoară, jucați-vă că eu sunt aici să vă protejez. Păi cum să nu, cum să nu? Punem aici asta. Abia tocmai sus de tot o să facem chestia asta. Da, problema cu partea de sus este că am foarte mult de mers. Însă aici am locul. Așa că aici o să mergem să le punem. Și să vedem dacă o să mai am nevoie de altă masă. Vreau să văd, s-ar putea să mai trebuiască să mai cumpăr încă o masă. Haide, dă-te la o parte că trec. Bun, vreau ăsta. Domnișoară, mișcați-vă, domnișoară. Bă, ai plin aici, mă, frate, deci efectiv nu mai pot să trec. Deci nu mai pot să trec, uitați-vă și voi. E nebunie, mă, toată lumea vrea să vină la internet cafeul meu. Așa, ia să vedem. Bă, monitorul ăsta chiar nu l-am mai folosit până acum și arată destul de ok. O să fie undeva în spate rău de tot, pentru că... Știți ce o să se întâmple acolo, nu? O grămadă de tastaturi. Bă, dar chiar toată lumea vine acolo sus. V-ați ales toți calculatoarele de sus? Când avem o grămadă de calculatoare jos? Da, aparent, na. Asta e. Asta e ventilatorul. Chiar am să-l pun undeva pe aici. Perfect, nu avem nevoie de el momentan. Mergem aici. O să vă arăt imediat cu bănuții. O să mai facem niște bănuți. Deci acum avem 1.000.000 de bănuți, da? O să vedeți. O să vedeți ce o să se întâmple. Bă, ăsta stă prin scaun cu fundul. Domnul, ați găurit scaunul, domnul. Uite, domnișoara stă frumos, dar dumneata? Găurit scaunul. Mouse o să fie undeva... Cred că o să-l pun pe colț. Doar trebuie să fie prezent și atât, nu mă interesează altceva. Vreau să fie așa, deci o tastatură o să fie aici. Ok, mai vine una aici, una o să vină aici, una o să vină aici, una o să vină aici și tot așa. Și calculatorul, problema cu calculatorul este că aș vrea oarecum să-l pun să nu mă încurce deloc. A, uite-mă că pot să-l pun așa. Și aici avem spațiu o grămadă de tastaturi. Perfect, bun. Hai să mergem mai departe. O arată următoarea tastatură. Și vreau să le pun cât mai apropiate, fără să se strice una pe alta. Mamă, ce ciudat o să arate. Deci ce ciudat o să arate când le am pe toate. Cel mai nașpet scaun pe care l-am putut găsi. Dar, în fine, sper să fie în regulă. Bă, ce se întâmplă dacă pun scaunul ăsta așa? Cum o să stea omul aici? Asta sunt curios. Încă o tastatură unde ar încăpea. Dacă aș pune-o așa, pică pe jos. Bă, aici clar o să încapă următoarea. Ok, nu e rău, nu e rău. Hai să vedem pe următoarele. Ceva de genul acesta. Încerc să le poziționez să fie cât mai lipite una de cealaltă, că în momentul în care sunt lipite îți dă efectul ăla ciudat. Uite, și acum se vede gen, uite câte tastaturi are, nici măcar nu știu la care dintre ele va lucra. Dar, da, eu aici, la această companie, această sală de jocuri, le dau opțiunea oamenilor ce vor veni să se joace să aibă câte tastaturi își doresc ei. Uite, cineva și-a dorit o grămadă de tastaturi. Aici facem o grămadă de tastaturi. Voi puteți să-mi dați idei pentru următoarele episoade. Ce alte setup-uri de astea ciudate rău de tot vreți să facem? Pentru că, nu știu dacă ați fost la episodul anterior, dar data trecută am făcut un setup aici, o cameră doar pentru cineva. Deci cineva stă aici la camera asta, se joacă pe tastatura asta cu mouse-ul acesta și se uită la 1, 2, 3, 4, 5, 6 și cu ăsta 7 și 8 monitoare în total, cu tot cu laptop. Deci, da, un setup de ăsta nebun. Iar acum vreau să fac tot așa niște setup-uri ciudățele. Bine, nu o să fie la fel de ciudățel ca ce am făcut data trecută, însă, înțelegeți voi, vreau să fie interesant și voi puteți să scrieți idei de asta în comentarii, pentru că eu mă uit și chiar apreciez când voi îmi dați idei. Bun, ia să vedem noi, punem aici așa și nu uitați să apăsați și butonașul de like dacă ați ajuns până aici la episod. Și o să facem din nou chestia asta, fiți atenți, să dăm aici încă 15. Hai că n-am doar 3.700.000. Doamne ferește. Băi, e nebunie, mă, cu chestia asta. Bun. Deci, am făcut 3.700.000 în episodul de azi. Hai că e bună treaba. Mergem mai departe. Mai e lume la mine în sala de jocuri, că e ciudat. Iar aici va veni... Da, uite, așa o să fie. Că nu-ți dai seama la câte tastaturi sunt în momentul de față pe masă. Și mi-ar mai trebui una, dar știi ce? Nu prea mai am loc. Că aș mai pune și pe asta, dar nu mai am loc să mai pun. Stai, prietene, nu fă de astea. Ia uite-l ea, ia uite-l ea, ce ai? Da zi, ce ai de gând să faci? Dacă se duce să fure ceva. Că n-am voie să-i fac nimic până că nu-l văd că face, că vrea să facă ceva. Bă, ăsta urmărește pe tanti astea. Bă, tanti, vezi că ai pe unul în spate care e ciudat. Ăsta urmărește pe fata asta, ce vrea să-i facă? Alo? Domnișoara, aveți pe unul după dumneavoastră? Domnișoară? Alo? Bă, asta e straniu rău de tot. Bum, stai jos. Lasă domnișoara în pace. Ia uite să... Ia uite-o pe asta. Bă, cum se aude când tastează asta pe toate tastele deodată? Mă, tăticule! What? Hai că am înțeles. Hai că am înțeles. Stai și să mă uit o secundă la ea, că e ciudat rău de tot. Deci e super mega ciudat. Ce se întâmplă aici e super ciudat. Ok, nu i-a plăcut. Vai de mine. Și bine că au făcut mizerie ăștia pe aici, pentru că nu se putea să nu facă mizerie. Vai de capul meu, pe ce site-uri vă uitați, domnul. Bineînțeles că ăștia vin la mine să uită pe site-uri de-alea. Ce poți să le faci? Ziceți voi mie ce pot eu să le fac. Bun, am nevoie de o masă și am să vă arăt următorul setup, o să fie destul de impresionant. Dacă setup-ul ăsta a fost plin de tastaturi, o să vedeți următorul cum o să fie. O să vă placă, cred. Adică nu știu, o să vedem. Deci ăsta e plin de tastaturi și aici o să vedeți voi șmecheria. Bă, dar nu mă așteptam să tasteze pe toate tastele, voi ați auzit cum se auzea? Doamne ferește! Nebunie, se pare că sunt unii oameni care preferă 10 tastaturi sau câte am pus acolo. Nu știu, să le numărați voi dacă vreți să ne scrieți în comentarii. Dar oricum mă bucur că vă place joculețul, apreciez mult de tot și chiar vreau să mai fac episoade cu el. Pentru că știi care e faza? Îmi place să fac diferite setup-uri de astea interesante și amuzante. Și pe aia să vedem cum reacționează oamenii la ele, știi? Pentru că în mare parte noi am făcut, adică arată destul de bine sala noastră de jocuri. Mamă, stai nervos. Da, deci sala noastră de jocuri arată destul de bine, dar ce ne-a mai rămas să facem e să facem chestia asta foarte, foarte interesante. Și vedeți voi ce avem aici? O să vedeți voi imediat. O să vedeți voi imediat. Deci avem așa. Bă! Alo, domnul! Împingeți masa. Mulțumesc. O trec și pe asta. Ok, avem unul aici. O să avem nevoie și de tastatură, dar... dar în partea cealaltă am pus foarte multe tastaturi. Asta... ok, asta e fața. Perfect. Cele mai ciudate setup-uri în episodul nostru de azi, oameni buni. Sper că vă place ideea. Mi s-a părut interesant să încercăm măcar să vedem ce o să fie. Vai de capul și de zilele mele. Cum ai putea să te joci pe calculatorul ăsta? Că imaginați-vă ce o să urmeze acolo. Deci doar imaginați-vă ce o să urmeze. Ce o să fiu, nu știu dacă am loc pentru toate chestiile pe care mi le-am luat. Dar hai să încercăm să vedem ce o să se întâmple. Am să văd cum să pun asta undeva într-o parte așa ca să nu ne încurce. Și uitați-vă ce mi-am luat eu aici, oameni buni. Da, da, este adevărat. Așa te joci la calculatorul ăsta, deci nu te joci de pe tastatură. Te joci de pe mouse. Care mouse? De pe toate. De pe toate. Și da, ce pot să zic mai mult decât atât. V-am zis că vreau să fac un setup de ăsta nebunesc. Pe lângă setup-ul ăla. Mamă, la ce se uită la acolo lângă mine? Mă, frate, tu vezi că eu sunt aici șeful de la sala de jocuri? Și tu, fără nicio rușine, în miezul lumii, că practic ea gândește, dacă ești într-un loc mai privat, să zic, într-un compartiment de ăsta, hai să zic că poate te poți uita, uite cum faci asta. Dar te vede toată lumea aici, adică te uiți la așa ceva, da, ce pot să zic mai mult de atât, da? E și omul interesat. Foarte multe fete sunt îmbrăcate cu ținuta asta, nu știu dacă ați observat chestia asta. Uite, uite-o pe alta, e îmbrăcată cu aceeași ținută ea, doar că asta este îmbrăcată în mov, iar asta este îmbrăcată în roșu. Dar în rest zici că s-au dus să-și cumpere fix identic, mă, frate, deci aceiași blugi, aceiași pantaloni. E ciudat, știi că sunt niște modele de caractere în jocul ăsta. Și se tot repetă, bănuiesc că n-a avut timp sau bani developerul să facă mai multe. Dar e super ciudat, adică uite, uite-te și tu, același caracter, doar că e altă culoare. Se repetă, dar sunt alte culori la haine. Nu mă deranjează, dar am zis așa ca un spirit observant. Așa te joci la calculatorul ăsta, mă, frate, ești nebun. Dar știi ce? N-avem scaun. Stați așa o secundă că n-avem scaunel. Vine scaunul imediat, cel mai bun scaun aici e. Ia uita. Și uite, așa stai la masa asta. Mamă, deci sunt curios. Deci fiți atenți că acum masa asta e funcțională. Vreau să văd cine se pune la masa asta. Cum o să joace. Hai că-mi dă și... Iată-l pe ăsta. Băi! Uite-te ce face, bă, cu mâinile pe ecran e. Domnule, nu poți atinge ecranul. Murdărește ecranul, doamne. Hai că nu e ciudat deloc, adică... Nu e ciudat deloc. Mai încape vreo unul? Cred că mai încap încă pe atâția. Încă pe atâția nu. Mai încap încă vreo 2 cel puțin. Ha, mă, duceți-vă și la calculatorul ăla, că vreau să văd. Vreau să văd cum arată când te joci pe chestia aia, ciudățenia aia pe care am creat-o eu acolo. Bine, pe parcursul timpului, cred că o să scăpăm de unele dintre ele, pentru că nu o să avem spațiu. Oh my god, uite cum se joacă ăsta! Și a deranjat și toate astea pe aici, dar... S-a mai pus unul, băiete. Ia, auzi-l, mă, el se joacă... Fii atent că... El se joacă joc cu mașini, se joacă Forza acum, da? El se joacă Forza de pe toate astea. Așa face cum era. Uite-l ia. Mamă, cum se aude. Clic, 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 clic. Doamne ferește. Asta se uită la site-uri de-alea. Ce să zic, bă, merge bine, mă. Merge cum ar trebui să meargă, mă, frate. Faptul că nu mai sunt alte jocuri, dar am Diablo 4, CS 2.3, Bug Royale, lasă vă spart 2. Da, sunt multe jocuri pe aici. A, și mai era o chestie, mă, frate, fiți atenți, eu pot să dau open case. Taci din gură, oh my god. Open case, 399, fiți atenți. Păi să nu v-am arătat până acum, fiți atenți. Și îmi va pica un pistol banana. Banana Skyline skin. Ok, try again. Și ce îmi dă, frate, poți să le folosești pe astea undeva? Adică gen... Mă ajută cu ceva că îmi pică chestiile astea? Pistol cu apă. 100 de dolari. Unde mi le dă? Să vând 100 de astea. Câți bani am acum? Câți bani se acolo, mă? E 1 miliard? Am făcut 1 miliard? 1 miliard am făcut din chestia aia. Ok. Da, deci cu siguranță facturile noastre nu o să mai fie o problemă de acum încolo și... E bine pe de-o parte chestia asta, pentru că putem să mergem să ne facem ce setup-uri vrem noi și nu o să mai fim limitați. Bun, dormim. Și apropo de chestia cu dormitul, foarte mulți oameni m-au întrebat: bă, Max, mie de ce nu salvează jocul? Trebuie să dormi. De fiecare dată trebuie să dormi ca să salveze progresul jocului. Nu banii, cât obiectele pe care le-ai cumpărat și cum ai așezat totul pe acolo. Banii se salvează automat oricum ar fi. Dar da, ăsta a fost episodul, ne auzim data viitoare. Pa, pa!